Salutare și bine te-am găsit! În acest video vorbim câteva lucruri despre cântatul după ureche. Vom demonta câteva mituri care s-au creat în jurul acestui concept și la final câteva sfaturi pentru a putea îmbunătăți și dezvolta această tehnică. Primul mit, multă lume are impresia că a cânta strict după ureche este o scurtătură, un mod de a evita învățarea teoriei muzicii și un mod de a evita învățarea aparaturilor. Adevărul este că a cânta strict după ureche este un proces mai lung și mai dificil. E ca și cum ai învăța o limbă străină, strict după ureche, strict uh, uitându-te la filme și seriale. Da, vei putea ajunge la un nivel conversațional destul de decent, dar te vei bloca când vrei să treci la nivelul următor. De asemenea, cu ajutorul teoriei muzicii vom reuși să înțelegem mai bine ce se întâmplă, vom reține mai repede melodiile, vom avea niște repere foarte clare creierul nostru funcționează astfel cu noțiuni, cu termeni, cu concepte pentru a putea înțelege mai bine lucrurile. Același lucru se aplică în orice domeniu. De exemplu, dacă vrem să descriem un tablou sau un peisaj și nu am cunoaște, de exemplu, numele culorilor, ne va fi foarte greu să descriem, va fi foarte greu să ne exprimăm. La fel și în muzică. Va trebui să avem un limbaj, un limbaj muzical pentru a putea descrie, pentru a putea înțelege ceea ce se întâmplă în piesele respective. Un alt mit care s-a creat în jurul acestui aspect este că unii cred că acneta după ureche este destinat doar celor care au abilități născute, au un talent nativ. Acest lucru este parțial adevărat. Sunt unele persoane care, da, se nasc cu o abilitate născută, cu așa zisul auz absolut. Auzul absolut este acea abilitate prin care aceste persoane disting sunetele muzicale fără a avea un reper. De exemplu, dacă cineva fluieră o melodie sau fredunează o melodie, acea persoană cu auz absolut deja distinge notele muzicale pe care le cântă, fără a avea un reper. Celălalt tip de auz, cu care majoritatea dintre noi suntem înzestrați, se numește auz relativ. Acesta poate fi dezvoltat, aici diferența este că noi avem nevoie de un reper. Și acum, la final, câteva sfaturi pentru a putea dezvolta această tehnică a cântatorului după oreche. În primul rând, trebuie să punem bazele teoretice trebuie să învățăm cele 12 game majore, cele 12 game minore, să învățăm acordurile de trei sunete, trisonurile și să învățăm tonalitățile, adică relațiile dintre acorduri. În al doilea rând, va trebui să stăpânim tehnica instrumentului la care cântăm. Indiferent că este pian, chitară, vioară sau clarinet, va trebui să stăpânim tehnica, să avem deprinderile formate, să avem coordonare, să avem dexteritate, pentru a putea reda ceea ce știm și auzim cu ajutorul instrumentului la care cântăm. Degeaba cunoaștem foarte bine teoria, degeaba avem auz absolut și auzim orice notă pe care o cântă cineva, dacă nu putem să o redăm din punct de vedere tehnic cu ajutorul instrumentului. Și în ultimul rând, va trebui să dezvoltăm auzul care se împarte în două categorii. Auzul intervalic, adică distanța dintre note, cântate separat, și auzul armonic, adică relațiile dintre notele cântate în același timp. Există diferite aplicații pentru telefon care ne pot ajuta în acest sens pentru a putea dezvolta auzul. Cu exercițiu destul de consecvent vom putea ajunge la rezultate destul de bune. Cam atât am avut de zis despre cântatul după ureche. Sper că v-ați lămurit cu anumite aspecte care țin de acest concept. Dacă vreți să susțineți în continuare acest canal, puteți să deveniți membrii susținători apăsând butonul de mai jos. Să aveți o zi faină!